Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, sunt aici împreună cu Pisica Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem un episod foarte special, oameni buni, pentru că ne-am mutat la alt oraș. Știu, e foarte ciudat că în fiecare episod ne mutăm în alt oraș. Ne mutăm. Căutăm un oraș în care să fie mai liniștit, adică să nu fie toate creaturile ciudate. Dar ce să vezi, în orașul ăsta se află tatăl lui Sirenhead. Și anume Megahornul. Megahornul, Mihai. Mamă. Nu o să vă vină să credeți ce știe să facă Megahornul ăsta. Nu știu dacă vreau să-l văd. Știi ceva de informații? Am niște informații, dar am să vi le zic pe parcursul episodului. O să mergem să-l vedem. Știu locația unde apare, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Câte like-uri vreți să strângem noi la episodul de azi? Ia ziceți voi rapid. Peste 21.000 de like-uri. Peste 21.000 de like-uri, pisico! Da. 23.000 de like-uri. 23.000 de like-uri. Mamă, ce a zis aici Mihai. Bine, mai hai să vedem dacă reușim să îndeplinim visul lui Mihai, pentru că Mihai visează și el aici la multe, multe like-uri la acest episod. Eu totuși visez să-l capturăm pe tatăl lui Sirenhead, și anume Megahorn. Pentru că pe mama lui Sirenhead am văzut-o. N-am putut să o batem. Sub nicio formă. Nu, e foarte puternică. Dar de data asta am un plan. Putem să facem rost de niște puteri. Așa. Cu ajutorul cărora putem să aducem bucăți de piatră de prin ceruri, de peste tot, să ne folosim de elementele pământului pentru a putea distruge bestia uriașă. Credeți că o să reușim așa ceva? O să vă putere. Vreau. Trebuie să facem rost de ea și e undeva în oraș. Așa că hai să nu mai stăm foarte mult la vorbă. Și hai să plecăm de aici. Uite, orașul ăsta se numește Paralake. Așa se numește. Paranurpo, poate. Paranurpo, frate. Paranurpo. Și în episodul anterior, la începutul episodului, Nurpo și-a făcut apariția. Și în episodul de astăzi, la fel. Pur și simplu, așa, pe stradă. Și de ce sunt așa de mult? Ma. Nu știu, o familie întreagă. Stai puțin. Nurpo? Nurpo? N-avem și noi o baie pe aici? Hai să vedem. Nurpo? Te bag la chiuvetă. Unde l-am băgat? Este. L-am băgat prin lume, gen... Vino pe aici. Uite-l aici. Mamă, cât sunt! What? Invazie de Nurpo în oraș, fugi! Oh my god, Nurpo! Te-ai rupt peste gar la vecin. Asta... Hai, veniți după mine așa. Ia că vin toți după mine, hai, fii atent că și-a făcut armata de Nurpo. Am armata de Nurpo. Bă, ăștia s-ai tăi! Mai lipsește unul. Și acum hai să fugim acasă. Bă, fii atent că poți să mergi pe ei și dacă îi pui pe apă, poți să mergi pe apă, cred că. Oh. Te-ai gândit la asta? Mamă, ia uite! Bă, da, tu știi că ți se potrivesc, adică ce zici că s-ai tăi, că-s tot așa. Asta mă gândeam și eu acum, că zici că sunt mici copii. Eu cred că toți cred că ești tăticul lor acum, sincer, adică... Dă-i seama. Da, am făcut masaj la picior acum. Ia asta, mă, am o idee. Fiți atenți? Uite-te. Bă, s-a deschis ușa, să-l aruncăm de ciocul. Bă, închideți-i aici. Nu. Acum mă vor pe mine, mă, frate. Hai să... Trebuie să intrăm toți într-o cameră, să închidem ușa când ieșim. Bă, nu, știe să deschidă ușa, Nurpo! Știe să deschidă ușa? Haide să fugim, lasă-i înăuntru. Fugiți de ei. Fugiți, Mihai! Doar fugiți, atât. Nu se poate așa ceva, că ne-am săturat de Nurpouri. Adică... Ce e asta? Orașul lui Nurpo? Un garaj deschis aici, dar nu cred că e ceva ce ne poate folosi, a? Nu cred. Cum ar fi un cartoon cat? Oh my god, un cartoon cat! Trebuia, mă, să vină ăsta neapărat în episodul nostru de azi, nu? Să ne strice aici, bă, nene, bă, trebușoara, că noi avem planul mare. Bă, nene, nu ai să ne strici nimic, cartoon cat, să știi. Sub nicio formă. Cred că l-a prins pe Mihai, nu să... Nu, sunt bine. Bă, dar voi vedeți că deschide gura? Unde e? Da, deschide ca un gura. Bă, se teleportează, mă. Dar unde se... Opa! Se teleportează. Pe mine, așa. Distruge-l. Unde e? Oh my god. Să urcă pe garaje! Bă, nene! Mă, frate, deci vedeți? Bine, bravo. Gata. Deci fiți atenți, că acum Cartoon Cat deschide gura și te mușcă rău de tot. Deci aveți mare grijă la chestia asta. Te mușcă rău de tot. Hai să mergem. Aveți grijă că limita de viteză e 35 aici. De unde o luăm? Pe aici, drept înainte. Cu ce viteză fugim? trebuie să mergem în oraș. Deci, practic, să fac așa. Da, poți să faci așa. Dar vezi că dacă depășești limita de viteză, te ia poliția. Dai, unde e pisica? Oh, luci, viteză umană e. Vezi? Pisica e viteză umană e.
Bam, 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 bam. Aoleu, doamne pisică, doamne ferește ce viteză ai. Ai ușor că poate să te lești cu ceva dacă, și de dacă dai de poliție, dacă zi tu, dacă dai de poliție. Oh my god, ce dacă dai de o oaie. Era un joc cu oaia asta, nu? Dar cum îi zice? De fapt, nu asta mai e Cartoon Ship. Voi vă dați seama că ăsta e Cartoon Ship? Ce asta? Ce zbiară? De ce zbiară așa? Are un cuțit. Are cuțit și are deci are un cuțit și are și o... Ce e chestia aia? E o secure ceva. Oh my god. Cartoon Ship, Cartoon Ship. Ia stai, poți să-l iau, poți să iei puțin? Ia. Vrei să iei? Da, am luat-o. Ia uite-o. Aruncă-o peste gard. Ia uite ce față are, bă! Și scoate și niște chestii din ea. A trecut prin el sau mi s-a părut? Nu știu ce să zic, dar văd că nu prea îi scade din viață. Ba da, îi scade, dar îi scade mai greu. E destul de puternică. Mă frate, nu era suficient un Cartoon Cat? Trebuia să avem și Cartoon Ship? Și avem și Cartoon Lion? Și avem și Cartoon Mouse? Și ce alt Cartoon Mouse mai fie? Cred. Mihai, tu ce ai? Shotgun? Da! Da? Ok. Am sperat că dă mai tare, dar... Dă mai încet, a? Păi, am impresia sau ăsta se regenerează viața? Bă, ăsta și-a făcut toată viața înapoi! Eu zic să fugim! Eu zic să fugim! Nu, eu zic, știi ce zic eu? Eu zic să dăm cu bombițe în el, pentru că nu cred că și poate regenera dacă dai cu bombițe. Bă, nu mai moare! Nu mai moare! Ok, hai să fugim. Nu mai moare! Hai, fugiți, 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 fugiți! Nu moare, nu moare! Nu mai moare, nu mai moare! Hai, hai, hai! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Mai și zbiară ciudat! Sunetul ăla este într-adevăr. De ce zbiară? Ce? Nu mai aud, e bine. Oh my god. Unde? Aici e o bancă, nu avem treabă la bancă momentan. În schimb, o să trebuiască să mergem pe aici, veniți după mine, pentru că... Oh my god! Spre mine! Lasă-te de privare! Deci nu vreți să știți, cum se vede când vine spre mine acum și e roșu de... E foarte rapid! Este roșu de mânie și are... Bă, are 15.000 viață! Oh my god, e prea puternic! Oare de câte ori evoluează acum? Explicați-mi și mie ce am făcut de a făcut chestia asta. S-a supărat rău de tot. Păi ok, s-a supărat rău de tot, dar... Unde e? A dispărut. Nu știu, dar sper să nu mai s-a supărat rău de tot, dar totuși ce am făcut să devină așa de mânios? Că noi doar vrem să mergem și noi prin orașul ăsta să ne facem treaba, nu altceva. Vrem adică... să ne cumpărăm ceva. Vrem și noi să ne cumpărăm ceva, să mergem în oraș la cumpărături. Da, adică... exact, asta zic și eu. Nu altceva. Capitan! Oh my god, ce se întâmplă? E în patru labe acum. Atacă sau nu? N-am nicio idee. Nu știu, mă uit la el cu zoom. Mi-e frică că dacă trag în el, că-și ia trigger, știi? Eu zic să-l lăsăm în pace. Da, 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 da. Bă, ce-i ăsta? Oh my god! A ridicat rău de tot! Și pe mine! Bă, ce-mi face? Mă calcă! Mamă, e cromat! Îmi dă mamă, ce mare picior! Mamă, ce picior mi-a dat! Bă, dar suflă cu rece și pe aia îți rămâne rece de ăsta pe tine. Veniți repede, hai pe plajă! Hai pe plajă, hai pe plajă! Stai că bufugărea... Oh, wow, unde ce e? Nici nu mai văd. Ok, aparent avem și un tren care merge pe deasupra pe acolo, nu știam că avem tren, că poate luăm trenul, da? Ce drăguț! L-am înghețat și s-a zis place. A, l-ai înghețat. Și acum ce facem? Și acum ce facem? Acum o să trebuiască să traversăm în not și sper să fie rechin. Sper să fie rechin. De ce trebuie să cobești mea? Dacă o să fie rechini! Dacă, dacă o să fie delfini! Dacă, mamă, cum arată! Da. Dacă o să fie delfini! S-a văzut ceva roșu! What? S-a văzut ceva ce roșu pe sub apă! Oh my god, nu-i de bine! Ieși din apă! Am văzut! Ieși! E un demon în apă! Mă atacă! Ești un pește mare! Ce? Ești un pește mare, nu? Deci am văzut bine! Ce pește mare, mă? Am crezut că mi se pare! Ce pește mare, mă, că n-am văzut niciun pește! Ești un pește mare! Ascultă la mine! Unde ai văzut tu pește mare, mă? Unde e capitan? Că nu-l văd! Sunt în apă, caut peștele mare, că nu-l văd! E un pește mare în apă! Arată-l! Capitan, e un pește mare... Pe lângă demon mai era ceva! Și eu și pisica am văzut, nu știu! Nu există așa ceva! În apă. Nu e adevărat! E un pește mare în apă! O, bă, e adevărat! E adevărat? Fugi! Bă, ce dinți are! Eu v-am zis! Dar nu te mușcai, prietenos! Vă pot! M-am mușcat și m-am omorât! Văd cum ți-a tăiat picioarele afară! Capitan! M-a omorât! Mai știi să te întorci înapoi? Bineînțeles că știu, dar...
Ok, eu credeam că el e prietenul și atât, dar gen, hai că, no, hai că am fost nu, prietenos dacă e. Bine, deci... Gat, m-am hai, întors, capitane, hai, m-am întors hai. Până urmă. Nu știu ce să zic, mă, nu știu ce să zic, nu știu ce s-a întâmplat acolo, să trecem peste, zic. Să trecem peste, hai. Deci fiți atenți, aici, cică se află puterea aceea de care, în momentul în care o iei, poți să controlezi elementul de pământ. Trebuie să fie undeva pe aici, uite. Uite, wow, în una dintre aceste elementul cutii. Elementul surpriză. Gata. Par diferit? Oh, ești parcă mai frumușel decât înainte. What? Ești sus. Hai să vedem. Sunt sus? Hai să vedem. Ești un pic sus. Un pic sus. Ia să vedem. Deci, țin degetul în vreun fel? Eu nu văd. Da, se vede puțin. Da, așa, gen... Ca strâmb. Și cum ai degetul pe un trăgaci. Da, așa, ok. Deci fiți atenți ce pot să fac. Fiți atenți, da? Da. Cutremur? Ce a fost asta? Cutremur? Cutremur? Fac să se apa? Cutremure toată planeta! Stai cutremur! Dacă vreau... Cutremur! Oh my god! Luați-l de mine! Pământ. Gata! Ai ieșit din pământ! Nu vă faceți probleme! Nu mai trezit din somn! Lăsați-mi în mie! Lăsați-mi în mie! Nu mai trageți în el! Ia, nu mai trage, Mihai! Ia pământ de aici! Ia pământ! Auzi, l-a atacat cu WC-ul. Cu WC-ul? Ce WC-ul? A apărut că WC-ul l-a omorât. Chiar că WC-ul, da, practic apare că lumea, că, gen lumea înconjurătoare l-o omoră. Și acum, hai să, stai, vreau să fac o chestie. Ia, stai, dă-te așa puțin. Eu vreau să-l... Ma. Așa-ți trebuie, vreau Cartoon să... Dog. Așa-ți trebuie. Mamă! Păi, dar ce ne jucăm, măi? A, scuze-mă. Capitan! Ești bine? Da, da, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Mai încet, capitan, mai încet. Cum se mor de la WC-ul? Bun, hai. Deci fiți atenți, acum trebuie să ne întoarcem și să mergem într-o zonă unde putem să vedem megafonul. Ok? Okay, megafonul mamă, se poate vedea doar putea. În zona de fermă. Este tatăl lui Sirenhead și sper să... Oh, oh nu, nu aveți grijă la asta, aveți grijă. Dă-i cu pietre, dă-i cu pietre. Da. Dă-i ceva. Mă, am bucat apă. Nu știu ce am făcut. Îmi place cum arată, recunosc. E minunat. Mai, unde e? Nu mai e. Nu mai e, gata. E să ne dăm de sub pietre astea, că nu mi se pune încredere. Ok. Eu zic să... Dar băi, interesant armaia ta. Am făcut asta. Ok, aparent fac asta cumva, dar nu știu cum, dar hai să mergem deci. Hai să mergem. Vreau să-mi faci asta într-un bloc. Că nu știu da. Ce... Da. Oh, nu, oh. Nu, e Jerry, te aruncă, te împușcă cu degetul. Te împușcă. Mamă, zburam. Mamă. Am întors. Bă, știi ce? Asta e o călătorie bună. Asta da, într-adevăr, așa este. Ia stai că îi dau cu pietre în cap. Capitane! Stai așa că vin cu pietrele, vin cu pietrele pe el, stați liniștiți, dar trageți în el, rupeți-l dacă puteți. Vin cu pietrele, Jerry! Bă, nu pot să-l ating pe ăsta, nu pot să-l ating. Trageți la distanță foarte mare. Trageți la distanță foarte mare, da, așa este. Și te aruncă și foarte mult, adică... Eu nici nu pot să... Nu pot să-i fac... Unde e? A dispărut? Păi aici eu sunt pe jos. Da? Unde ești, pisică, unde ești? Pe jos, capitan. Mă primești, acasă și Mihai. Hai că vin și eu, hai că vin și eu. Merg. Ce facem? Pe unde putem să... Gata, ești prin față și cred că putem să urcăm dacă vă mai bine. Hai să ne urcăm pe stradă. Vă mai arăt ce poate să facă puterile mele. Da, chiar vrem. Am spus, acum. Unde e? Mă, uite-l aici, uite-l aici. Ce? A, s-a teleportat. S-a teleportat, la... Cred că l-a aruncat chestia asta a mea. Ia, stai, o secundă, că liniștesc acum. Vezi, poate îi pică peștelui. Oh my god, ești aici! Impostorul rezistă. L-am băgat ce-a în făcut? Piatră, mă, l-am băgat efectiv. Hai în că piatră. Nu mai mișcă. E pietrificat, ai putea e spune. E pietrificat. Oh my god, cât a bolovanul. Oleu. Băieți? Ok, eu zic să... Ok, eu zic să... Cred că e prea mult pentru un impostor. Hai să mergem. Bă, credeți-mă, pentru Megahorn a trebuit să iau puterea asta. Nu putem să o folosim decât în episodul de astăzi. În schimb, o să fie destul de interesant să vedem megafonul, deci vă promit eu. Haideți pe drum spre megafon. Cartoon mouse. Ce cartoon mouse? Boom! Asta mă, că nu-ți face nimic.
Serios? Sau? Da, Chiar, e pe treaba lui acolo. Ce? Unde vrea? Cu tremur. A trimis mama să iau plină. Mamă, deci cu tremurul tremur le dă trigger instant. Oh, nu. Și... Vai de mine. Și... A, a nu l-am nimerit. Nu prea l-am nimerit. Ba da, că a pierdut multă viață. Mai are 200. A, dar mai are foarte puțin. Și... Bun. Gata, oh, Mihai, ca să... Nu mai am posibilitatea să folosesc puterea până ce ajungem. Gata, la Mega Horn, să știți, că nu mai am posibilitatea să o folosesc, că altfel pierdem toată puterea. Era distractivă. Este limitată, nu putem să o folosim mereu, deci trebuie să mă mai păstrez. Oh my god. No. Nici vorbă, nici vorbă. Mine? De ce? Ăștia sunt puși. Sunt puși să ne oprească să pentru ne că... Să ne oprească. Pentru că... Îți dai seama că tatălui Siren Head... Oameni ferește, Bigfoot, dar parcă eram prieteni. Da, eram prieteni cu Bigfoot, de când? Tatălui Siren Head nu cred că e așa fraierică geamantan, știi? Și a pus și el aici niște apărători. Nu cred, îți dai seama. Ia stai că scot ăsta. E rezistent ăsta, să știi. Da, e. Într-adevăr așa este. Și bum! Și bum și tu. Gata, gata. Gata, mă, luam liniștit, păi ce crezi? Bă, și ăsta, asta nu e Bigfoot. Asta nu e Bigfoot. Este săcăpul 1000. Este săcăpul 1000. Au făcut ceva experimente. Gen, nu e Bigfoot. Probabil de atât de resistent. Probabil. Prietenul nostru. Oh, oh my god, ce? Nu, asta. Știi ce face asta? Îți strică caracterul, Nu e de bine, fugi Mihai, fugi. Mai unde? Pe mine m-a stricat? Da, ești câș. Oh, și tu ești câș acum? Câșă? Tu câși acum? Da, toată lumea e câșă. Eu sunt? Da, și tu ești câșă. I-am uzat un pic. Asta ne strică așa, caracterele! Hai că facem impresie și noi. La mergem tatălui Siren Head. Tatălui Siren Head așa, în halul ăsta. O să moară de râs. Da, da, tu ai capul puțin în câștigă. Uite-te și tu, Doamne ferească, mă! Oh my pisica god, ține aroma mare fel. Pisica în mare fel a distorsionat-o. Nu mai zic nimic. Ce am văzut de când fugi? Bun, ce pot să mai zic? Ce pot să mai zic? Uitați-vă și aici ce se întâmplă. La război, ce deci fiți atenți, aici este zona de parc, iar fix după parc trebuie să fie ferma. Adică, uite, deci fiți atenți, aici este ferma. Foarte, foarte încet, ok, aveți grijă mare, mare de tot. Băieți, nu! Ăsta e... S-a îndrăgostit! S-a dat inimă! Nu! Mamă, ce viață are, nu mi-a cred! Mi-a dat inimă! Nu, e lipit de Max. M-a dezlipit. Cineva m-a dezlipit. Yo, și da, gen, unde îl duc? Mă teleportează instant. Te teleportează cu el? Că te-am văzut mie... Da, am avut o super viteză. Te-am văzut că stăteai pe el și gen... Uite că Mihai e acolo. Unde e? Uite-l acolo. Doamne ferește. Deci fiți atenți, Chica, ca să putem să-l facem pe Mega Horn să iasă, va trebui să intrăm acolo. Hai să vedem dacă reușim. Aici, nu? Da, aici, înăuntru. Păi da, mie mi-e frică, capitan. Zici să nu intrăm, păi am puterea aia, o să folosim puterea pietrelor. Nene, că glumeam, ai. Max, tu știi unde e capul tău, e pe omorul stâng. N-arată bine deloc. Ce pot să mai zic? Eu nu pot să-mi văd caracterul, dar vă cred pe cuvânt. Ce trebuie să facem? Să cântăm ceva ca să apară? Păi, cred că trebuie să merg la etaj. Așa. Și trebuie să stăm să-l pândim, gen, să vedem dacă apare. Pentru că dacă te vede pe câmpul lui, ăsta este câmpul lui. Iar dacă te vede pe câmpul lui, cred că nu apare. Proprietatea lui personală. Oh, a apărut? Da. Băieți? Aveți grijă. Da, cred că s-a urcat pe... Da, cred că nu e bine. Vreau să te dacă ai dat tu cutremur, dar... Nu am dat niciun cutremur, nici n-am scos puterea încă. Stai, o să scot puterea chiar acum. Că te trage la el. Aveți grijă, băieți. A fost cea mai bună idee, sincer. N-a fost o idee bună. Ai jos? Cu toate puterile mele, nu știu dacă pot să-i fac ceva. Hai că am dat un cutremur, Mamă, și are și o luminică. Cred că trebuie să ieși fugind și să-i dai cu pietre în cap. Ok, am să încerc. Am să încerc să fug. Hai să ieșim toți, să alergăm toți. Nu mai trebuie harta. Uite-l! Mamă, ce face? Mamă, cum arată, nu cred. M-a prins! L-a prins pe Mihai! L-a mâncat pe Mihai! Mă, cât de mare e! Oh my god, e Mega Hornul! Ma, poți să-i dea cu pietrele alea? Ce vorbești, că nici nu-l ating! Credeam că asta va fi suficient! Dar nu e suficient deloc! Mamă, dar ce viață are, capitan!
Nici o șansă să-l distruge, mă! 108.000! Stai că i-am dat una în cap, unu, nu mă lua pe mine, te rog! Mamă, cum arată totul Sirenhead! Mai pot să... Am întors! I-am dat cu pietre pe cap! M-am mâncat, bănene, și eram în fermă! Are și o putere când țipă, dă cu undă roșie cum e de mână ăla. Mamă! Vrea să te prindă, fii atent că vrea să te prindă! Orice preț! Vreau să dau cu zoom pe fața lui să văd... Bă, are o gură de Sirenhead înăuntru! Are o gură de Sirenhead înăuntru! Te crezi? Nu! Te poate prinde când dă cu mâna, să știi! Știu, dar asta să... Aveți grijă, băieți! Doamne ferește! Oh! M-a prins pe mine, m-a mâncat! Oh, nu! Auzi cum sună hornul! M-am întors! Arată ca un păiangăn! Da, păiar! Cam așa ceva! Eu încerc să-i dau cu pietre, să știți, dar nu eu prea nu cred că vom rezolva ceva. Fiți atenți că e pota! Pietrele. Pota e pota în cap pietre! E pota, da! Îi scade viața, scade viața! Mamă, îi scade bine viața! Da! Stai aici! Nu știu că mai pot să-i mai dau pietre în zona aia, sincer să fiu. Eu v-am zis că aici nebunește și face urât rău de tot. Clar. Chiar că face urât rău de tot. Doamne, uitați-l cum face, Doamne ferește. Ok, cred că o să-mi folosesc puterea mea. Dar nu și asta de pe jos, dacă o dau. Oare îl nimerește puțin? Nu. Deloc, că el practic sare în continuu. E sus, da, el e sus. Nu m-am mâncat. A început să mănânce iarăși, Mamă, ce bucată ea. Mamă, ce-a urlat. Voi cum faci? Eu îi torn în cap pietre, dar... Văd, dar e greu de nimerit. Dacă îl nimerești, uite, acum l-ai prins un pic. Acum, mamă, l-ai prins bine. L-am prins bine, m-am mâncat pe cineva. A plecat de la fermă, a venit în parc. A plecat. A plecat un pic. M-am mâncat iarăși. Nu! Doamne ferează! Stai că vine iar la... Îl mănâncă pe Mihai! Dă-i! Mamă, a sărit tare! Bă, a sărit foarte tare în sus. Ce-a fost asta? Nu știu, a sărit foarte tare în sus și nu știu unde e. Unde? Nu știu unde e. Efectiv și-a luat o săritură de aia uriașă și... Eu l-aud, să știi. Păi și eu l-aud, da. Asta vine după noi, zăi să mă, nu cred că ne-a luat. Vine după noi. Păi se zguduie pământul continuu, dar... L-ai îngropat în pietre cumva? Nu, deci poate efectiv și-a luat zborul și acum cred că merge pe nori. Posibil. Ok, hai să plecăm de aici, nu mai vreau să stau nici măcar o secundă aici. Hai să plecăm. Doamne ferește, nu mă gândeam că poate să fie așa. Aveți grijă. Încă se mai... Mi se zguduie tot ecranul, nu pot. Da, se mai cutremură încă puțin, dar sper să și revină. Ne întoarcem acasă. Haideți acasă, băieți, că nu se mai poate. O aventură destul de complicată astăzi. Cu siguranță. Trebuie să părăsim orașul direct, capitan. Clar, dar n-avem încă mașină. Trebuie să facem rost de mașină mai întâi. Ceea ce o să fie un piculeț mai complicat decât trebuie, pentru că ați văzut că nu prea sunt mașini în orașul ăsta deloc. Așa, nu! A venit Sirenhead. A venit Sirenhead. A venit Sirenhead și a venit să-și ajute tatăl. Nu a venit. I-am închis ușa. Unde e? Clar. Uite-l. Fugi! Grijă! Ok, ce pot să zic? Sirenhead o să ne urmărească în continuare, pentru că n-avem ce să-i facem. Acesta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!